Bună seara, dragilor, și bun găsit la Întâlnirea cu Profund Online. Deși duminică, deși mai toți îl văd, oricum, de la program, iată noi la treabă. Suntem din nou la treabă, așa că Miruna și cu Anca și cu Robert mi-au propus să facem... Robert acum au auzit că facem o lecție de fizică. O lecție de fizică. Ce să fac eu acum? Trebuie să mă apuc. Cum obișnuit faceți voi totdeauna, facem niște probleme, da? Niște probleme. Dar să vedeți că eu n-am nicio șansă să mă apuc să fac probleme, dar nu știu de partea teoretică. Cum nu știu niciun cuvânt de, cum se numește capitolul la care se trebuie? Forța de formatoare. Forța de formatoare. Deci, forța de formatoare. Forța deformatoare, clasa A. 10. A, 10-a numai. Asta la șoasă. Păi este, pentru a 10. Avem exact. Până cât de mâncat până acolo. Și atunci îmi propun să fac cu voi așa. Miruna va citi rar partea teoretică și să o înțelegem cu toții. Păi. Va fi un model de cum să ne descurcăm ca să ne facem tema singuri, având manualul. Da? Asta nu numai pentru tine, Miruna, și Anca și Robert, ci și pentru toți copiii care ne vor urmări acest, film. Te rog. Dar să vezi ce înțeleg eu prin forța deformatoare. Eu înțeleg că dacă asupra unui obiect își acționez cu o forță și dacă ea el nu este destul de rigid, să zic așa, ca la plastilină. Îl pot deforma. Eu atât înțeleg. Forța deformatoare înseamnă acea forță care presupune deformarea obiectului respectiv. Cam atât, aș zice. Și acum să începem să vedem lecția ce ne spune. Hai. Deschidem gura mare și citim clar ca să înțeleagă toată lumea. Da? Poftim. Deformarea, efect static al unei forțe. Așa, stop. Deformarea, liniuță, efect static al unei forțe. Este un prim capitol acolo, da? Deci deformarea. Așa și tu acum scrii tot, toată lumea facem acest lucru, da? Ce fac eu, fac și voi în bancă. Deformarea, efect static al unei forțe. Da. Dacă se acționează asupra unui corp, se produc modificări ale formei și dimensiunilor acestuia. Mai rar. Dacă se acționează asupra unui corp, se produc modificări ale formei și dimensiunilor acestuia. Se produc deformări ale dimensiunii și formelor, da? Acestuia. Bun. Aceste modificări sunt numite deformări, iar forța care produce un astfel de efect este numită forța deformatoare. Deci, pe scurt, așa mi-aș mai nota acum. Forța care produce deformarea unui corp, da? Forța care produce deformarea unui corp sub aspectul dimensiunilor și a formei, forța care produce, nu? Sub aspectul dimensiunilor. Deformarea unui corp. Deci forța care produce deformarea unui corp sub aspectul dimensiunilor, adică nu mai are aceleași dimensiuni. Și sub aspectul dimensiunilor și a formei, nu mai are aceeași formă. Așa. Poartă numele de forță deformatoare. Deci vrem să reținem esențialul din fiecare, mă rog, afirmație făcută acolo. Deci forța deformatoare înseamnă că corpul nu mai era ca înainte. Aha. Da? A suferit. Ferească Dumnezeu, ne gândim la momentul în care se produce un accident. Ce se întâmplă? Mașina mai arată ca înainte? Nu mai arată. O ce la serios. Da, să vedem. După încetarea acțiunii unei forțe deformatoare, corpul poate să rămână deformat sau poate să revină la formă și dimensiunile avute înainte de a se acționa asupra lui. Stop. Deci, după acțiunea forței deformatoare, corpul poate să rămână așa cum
cum s-a întâmplat în urma acțiunii, adică deformat. Corpul poate să fie deformat sau poate să revină. Mă gândesc asupra unui arc. Dacă strâng un arc, el arăta altfel după când l-am strâns. Când ne-am dat drumul, el revine la forma inițială. Deci forța deformatoare poate să producă, să spunem, efecte sub două aspecte. Fie corpul arată așa cum a rezultat în urma deformării, adică nu-și mai revine, corpul nu-și mai revine sau își revine. Și se cheamă efect plastic. Care se cheamă efect plastic? Cel care nu mai revine. Cel care nu mai revine, efect plastic. Da? Așa se numește. Așa spune acolo. Probabil că ar fi de mai departe. Ia uite. Corpurile din acest punct de vedere, corpurile se pot clasifica astfel. Corpuri elastice revin la forma dimensiunile avute înainte de a se acționa asupra lor. Corpuri plastice rămân deformate după începerea. Așa. Deci din acest punct de vedere că revin sau nu revin, zici chiar așa. Din acest punct de vedere, două puncte. Din acest punct de vedere, două puncte. Revine sau nu revine? Revine sau nu revine? Avem două categorii de corpuri. Nu? Sub acest aspect. Avem întâlnim două categorii de corpuri. Acolată. Unu. Revine. Deci revine la forma, revine la forma inițială. Unu. Revine la forma inițială și se numește corp elastic, parcă așa s-a zis, nu? Corp elastic. Și doi, nu revine la forma inițială. Doi, nu revine la forma inițială, se numește corp plastic. Da? Deci corpuri, să scriu și eu, corpuri de două categorii, elastice și plastice. Mai departe. La rândul lor, deformările suferite de corpuri pot fi elastice și respectiv plastice. Am zis. Temă. Dă exemple de corpuri care pot fi încadrate în cele două categorii. Dați poate zice. Sau dă. 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 Adică tu dă, cel care citești. Dă exemple, da, poftim. De corpuri care pot fi încadrate în cele două categorii prezentate mai sus. Să dăm exemple de corpuri care pot fi plastice sau elastice. Să dăm exemplu. Ala elastic, un resort. Așa. Tocmai spuneam da, mai devreme, nu? Da. Un arc, un resort. Foarte bine, elastic. Resort. Da. Mai putea da un exemplu? Elastic. Elastic. Elasticul, nu? Am văzut elasticul dacă îl atind. Devine la forma inițială, da. Elasticul. Și așa mai departe. Care? Plastic. Plastic, adică rămâne la forma? Plastilina. Plastilina, sigur că da. Da. Guma. Guma. Patina. Guma și așa mai departe. Sigur, am dat un exemplu acela dur. Au șocul, au un accident, o mașină care rămâne așa, în forma aceea. Sau dacă ne gândim când se lovește cu ciocanul pe o nicovală o bucată de fier, atunci ea capătă o altă formă. Nu-și mai revine, nu? Fierul acela care este bătut acolo va fi alungit sau o altă formă obținută. E clar că e o altă, sub aspectul dimensiunilor și al formei sunt modificări. Avem de a face modificări, da. Poftim. Dacă unui corp elastic se produc deformări prea mari sau dacă este deformat la temperaturi mari, atunci deformările suferite devin plastice. Aha. Deci dacă un corp elastic, nu? Sau da. Dacă un corp elastic sau plastic? Elastic, da. Îi se produc deformări prea mari sau dacă este deformat la temperaturi mari. Adică dacă un arc este întins foarte mult,
și ținut sub o stare de asta mai multă vreme, el nu mai revine exact la forma aceea. Deci se produc deformări. Deci dacă asupra unui corp lucrăm cu unui corp elastic, lucrăm cu o forță deformatoare mai multă vreme, mai mult timp, datorită solicitării în noua situație, el nu mai revine la dimensiunea aceea. E minte, nu? Dacă îți tras foarte tare de un arc și îl țineți așa câteva minute, sau insistați, nu mai revine la forma inițială. De asemenea, dacă este sub în alte condiții, adică la temperaturi mult mai înalte, atunci iarăși nu mai revine. Da? Structura atomică acolo se modifică și atunci el nu mai revine la forma inițială. Da? Deci, vedeți, contează și câtă vreme acționăm cu forța și contează și la ce condiții de temperaturi lucrăm. Da? Deci, spune-mă, observație. Observație. Corpurile elastice sub acțiunea îndelungată a unei forțe deformatoare sau în condiții de temperatură diferite, se transformă în corpuri de care? Plastice, da? Își pierde elasticitatea. Da? Se transformă în corpuri deformatoare. Sub acțiune de forțe deformatoare sau în condiții de temperatură diferite, se transformă în corpuri, cum am spus, corpuri de care? Plastice. Plastice, da? Se transformă în corpuri plastice. Își pierd, în paranteză, își pierd calitatea de elasticitate. Nu mai devin la forma inițială. Ce vreau să vă propun, din ceea ce ați observat până acum din discuțiile purtate, eu încerc să înțeleg fenomenul și explic cu cuvintele mele. Da? Asta este esențial. Nu neapărat, mi-amintesc colegi de-ai mei când, mă rog, eram elev în școală, încercau să învețe la fizică, bunoară, cuvintele ce în mod am spuse de autor. Nimic mai fals. Foarte grav. Dacă ai înțeles, trebuie să poți să exprimi fenomenul acela cu cuvintele tale. Și să sintetizezi, să vezi cu ce rămâi de aici. Iată până acum. Vreau să fac o recapitulare a ceea ce am parcurs până acum. Nu merg până la capăt, am epuizat lecția și nu. Vă zic așa. Forța deformatoare este aceea care acționează asupra unui corp și produce două efecte. Efectul elastic sau dacă corpul sunt elastice sau că sunt corpuri de care? Plastice sau elastice. Dar mă insist aici că nu mi-a fost clar. Dacă eu nu am clar exprimarea, nu pot să am pretenții că voi înțelegi. Deci forța deformatoare este aceea care acționează asupra unui corp și produce deformări sub aspectul formei, așa am spus, sub aspectul formei și a dimensiunilor. Clar. Și din perspectiva asta întâlnim două categorii de corpuri. Sau, dacă vreți, două situații ca urmare a acțiunii unei forțe asupra unor corpuri. Întâlnim efectul elastic a unor corpuri, adică acea calitate a lor de a-și reveni la forma inițială și calitatea cealaltă de corpuri plastice, că nu-și mai revin. Și am dat și exemple, am înțeles bine fenomenul până aici. Ei, cam astea sunt lucrurile. Și ultima frază care am formulat-o, cum a sunat? Corpurile elastice Așa. Sub acțiunea îndelungată a unei forțe. Deci corpurile, trei lucruri, nu până acum esențial. Ce este forța deformatoare? Care sunt efectele pe care le produce forța deformatoare asupra corpului? Deci, de aceea avem corpurile elastice și corpuri plastice. Și ultima idee care am spus-o, că în condițiile în care asupra unor corpuri elastice se acționează în timp mai mult timp, în timp îndelungat, am spus eu, și sau în condiții de temperaturi diferite decât cele inițiale, corpul se transformă din corp elastic, devine corp plastic. Nu-și mai revine, da? Sau, e clar, așa se întâmplă. Zi-mi. Probleme.
Ce fel de deformare se produce la umflarea unui balon? Eu zic că e elastic. Deci, la umflarea unui balon, balonul când îl avem în mână neumflat, are o anumită formă, da? Și anumite dimensiuni. Dacă se întâmplă ca după umflare el se schimbe dimensiunile și forma, se cheamă că este un... Elastic, dar el e elastic, după ce îl umflă, nu este desumflă imediat? Păi da, acum discutăm. Deci se acționează asupra lui, da? Ei bine, dacă după acțiunea produsă, în sensul că după ce l-am umflat, practic s-a produs o acțiune aerul cu densitatea mai mare, cu nu știu ce, presiunea mai mare, îl face să ocupe anumite poziții și dacă încetează forța, aerul părăsește balonul interiorul, el își revine la forma inițială, nu? Deci ce este? Ce fel de corp este balonul? Elastic. Elastic, da, da. Deci la întrebarea asta, ce fel de corp este? Răspunsul. Este un corp elastic. Ce fel de deformări se produc dacă acționăm asupra unui resort? Dar în cazul unei bucăți de kit. De kit? Kit. De kit. Kit. Dar întâi resortul a intrat. Resortul, da, da. La resortul mai am discutat. Resortul am zis că și vine la forma inițială. Dar totuși ce? Poftim? Ca o plastilină. A, așa. Zice, chituim golurile, rosturile pe acolo. Haideți să ne închipuim la gresie, la nu știu ce. Vine zidarul și pe rosturile acelea, prin golurile acelea, pune kit. Da? Ca să astupe. Astupăm niște goluri. Deci și atunci... E o plastilină. Ca plastilina, sigur că da. Deci e ocupă... plastic. E plastic, categoric. Ocupă dimensiunea sau spațiul respectiv, alte dimensiuni și plastilina aceea are o altă formă. Deci ce era un boț, să spunem de kit, când îl băgăm pe acolo, capătă alte dimensiuni și alte forme. Și de aceea este o deformare, cum îi spunem, plastică. Corect. De ce plastilina poate fi ușor modelată? Păi de ce poate fi ușor modelată? Pentru că, ia să vedem, că aici e interesant. De ce credeți voi că plastilina poate fi ușor modelată? Și de ce o bucată de fier nu o putem modela? O bucată de lemn nu o putem modela? Plastilina vine de la plastic? Da, dar de ce cred că... Eu cred, nu știu ce să vă spun, dar așa cred. Este vorba de densitate. Densitatea ce este? Raportul între masă și volum. Am învățat asta, da? Masa la bucată de fier este mare în raport cu masa unei bucăți de plastilină. Și ca volum este aceeași, fiind densitatea diferită, una este densitatea la plastilină și alta e densitatea la fier, din cauza asta nu mai poate să își revină. Deci este limpede că densitatea este cea care dirigează. Așa cred eu că e corect. Deci sub aspect, din punctul ăsta de vedere al densității. Că nu degeaba s-au făcut niște lecții în urmă, copii. Lecțiile din urmă nu le dăm uitării. Nu e o poezie pe care a învățat-o și autorul a avut acolo un moment de inspirație și a exprimat niște sentimente, nu știu ce, o anumită imagine a trezit și e captat numai acolo. Vedem, în altă poezie altceva vedem. Ele, uneori, chiar și într-un volum de poezie, poetul își reprezintă o anumită linie a lui sensibilă, să zic așa, și îl descoperă. E o poezie de făcută de Ana Blandiana sau nu știu ce alt poet, Argheze și așa mai departe, funcții de sensibilitatea lui. El este o persoană, da? Dar în condițiile în care vorbesc de mai multe poezii. Deci există o anumită linie a sensibilității lui. Mă întorc și spun, am făcut legătura cu ce se întâmplă în matematică, în fizică, nu putem să gândim așa, că am făcut lecția de ieri și nu mă mai interesează. Din contră, este ca o construcție. Punem cărămidă peste cărămidă și fiecare informație nouă se bazează pe celelalte din urmă. Deci autorul, așa vreau să cred că aici a avut în vedere legătura cu densitatea. Da. Pentru obținerea unui arc, sârmă de oțel, în care este confecționat
se încălzește până la incandescență, se modelează, după care se aruncă într-un vas cu apă rece. În care din fazele descrise corpul suferă de formări plastice, respectiv elastice? Mai rar. Da. Pentru obținerea unui arc, sârmă de oțel din care este confecționat se încălzește până la incandescență. Se modelează, după care se aruncă într-un vas cu apă rece. În care din fazele descrise, corpul suferă deformări plastice, respectiv elastice? Deci, vedem că inițial cum este acolo? Sârmă de oțel. Sârmă de oțel. Dacă e o sârmă de oțel, asta n-ar putea suferi nici într-un fel transformarea ei sub formă de arc, da? Decât dacă schimbăm condițiile. Și anume, în momentul în care îl aducem în stare de incandescență, adică e vorba de ridicarea temperaturii într-atâta, încât el nu mai poate să-și respecte, dacă vreți, partea asta de structură internă. Deci, practic, prin temperatura, prin creșterea temperaturii, electronii de acolo, să învățați pe la chimie, impresia, navighează dintr-o zonă în alta, deci nu mai reușesc să stea în poziția aceea inițială. Și în condițiile acestea, apar modificări destul de mari, pentru că se poate modela sub formă, sârma aceea oțelită, sub formă de arc. O putem modela. Și odată trecută brusc în noile condiții, în apă rece, cu schimbarea bruscă a temperaturii, el rămâne în forma aceea. Deci să ne înțelegem că un arc, ca să obținem un arc, să pleacă de la această bucată de sârmă oțelită, adică care nu poate fi ușor modelată, nu poate fi modelată. Deci este o formă de care, când acționăm asupra ei, este o formă plastică, nu? Da? Este o formă, nu plastică, ba da, plastică, da? Ei, iar când ridicăm temperatura și o modelăm, ai spus plastică, nu? Nu plastică, nu-l modelăm. Stai o secundă. Deci forma, când iau bucata de sârmă, da, oțelită, da, acționez asupra ei, fără temperatură. Da, fără temperatură. Așa, la forma în care este ea dată inițial. Suferă o deformare bucata aceea de sârmă oțelită? Nu, îi duci la temperatură. Deci nu suferă nicio modificare. Deci, sub acțiunea forței deformatoare, ea este insensibilă. Și dacă este insensibilă, înseamnă că, rămânând la forma aceea, este de care? Elastic. Este formă elastică. Este insensibilă, când am încercat eu să o torsionez ca ea. Și ea revine la forma inițială. Faptul că revine la forma inițială este o deformare înainte de a ridica temperatura. Elastic. Este o formă elastică. Da? În clipa în care am ridicat-o la temperatură înaltă și o modelez, ea devine ce mai revine la forma inițială, aceea de înainte? Nu revine, nu? Este o modelare plastică atunci. Deci după ridicarea temperaturii și coborârea în pahar cu apă, avem de-a face cu modelare plastică, da? Așa am obținut ceea ce am dorit eu, arcul respectiv. Da? Da? Și acum răspundem, în care caz? În cazul în care am ridicat temperatura și l-am modelat și l-am băgat în apă, am de-a face cu modelare plastică, da? Că nu mai respectă forma și dimensiunile acele sârme de oțel. Da? Deci aici e momentul foarte important. Deci vă rog să învățați, să citiți foarte rar fiecare propoziție, fiecare afirmație de acolo, să încercăm să pătrundem în intimitatea fenomenului. Că altfel, dacă trecem repede și citim așa, nimic nu e clar. Te rog. Pentru a efectua sărituri peste calul de gimnastică... Încă o dată. Pentru a efectua sărituri peste calul de gimnastică, se folosesc trambuline.
Ce interacțiuni au loc? Ce forțe acționează în acest caz? Oh, oh, frumos! Deci, știți bine calul acela de la gimnastică, când așa, și ca să poți, să poți executa mișcarea, ai nevoie de un ajutor. Și atunci se fixează acolo în fața calului o trambulină pe care se execută bătaia. Am văzut la gimnaști, nu treaba asta, când vin. Și la sport. Și la voi la sport. Da. Și acum ne întreabă... Mai sări? O să ajungi și să întrebă și chestia asta. Mai nu fac sport. Da. Deci o să ajunge să vedeți, ați văzut la colegii voștri, în sfârșit colegile, că se duc acolo și fac bătaia aceea. Întrebarea este... Citești acum. Din nou? De început? Da, din nou. Da. Pentru a efectua săruturi peste calul de gimnastică se folosesc trambuline. Ce interacțiuni au loc? Ce forțe se acționează în acest caz? Ce interacțiune are loc? Interacțiunea dintre dintre gimnast și trambulină. La bătaia pe care o face, el execută cu o forță deformatoare asupra trambulinei. Da? Trambulina revine. Și trambulina revine. Și arcuri. Poftim? Când gimnastul se dă de pe trambulină, adică forța nu mai acționează asupra corpului... Trambulina revine la forma inițială. Deci, o primă problemă ar fi ce se întâmplă cu trambulina. Deci, urmarea forței deformatoare, adică a loviturii pe care execută gimnastul pe trambulină, este și când el a sărit și nu mai acționează, trambulina revine la forma inițială. Deci este o transformare de care? Elastică. Da? Deci ce forță deformatoare acționează? Omul, gimnastul, și trambulina suferă o deformare elastică, deoarece revine. Deci la întrebarea asta, aș răspunde, trambulina are asupra ei forța deformatoare, nu-i modifică poziția, ea revine la forma inițială, deci este o transformare, o transformare, sau corpul trambulinei este un corp elastic, scurt. Dar noi avem și de la gimnastă la calul de gimnastică. Calul de gimnastică, dacă vrei să vezi, deci odată aruncat, el a pus mâna pe calul de gimnastică, e greșită o forță deformatoare și el nu se modifică deloc. Da? Deci asupra calului, spunem că avem o forță de care? Plastic. O forță plastică, că nu schimbă. Plastilina schimbă. Nu-i bine spus. Da, elastic. Nu. Nici elastică nu-i. Este o forță, cum să spun, nu modifică dimensiunile, nu modifică forma calului. Deci la întrebarea ta, exact ca și masa asta, dacă dau un punct mai așa, nu s-a întâmplat nimic. Nu văd nicio deformare asupra. Am acționat cu o forță deformatoare, am vrut-o. Numai dacă dau și am o forță care să depășească posibilitățile, este principiul acțiunii și reacțiunii. Deci la lovitura pe care o dau eu, ea îi produc o funcție de acțiune și ea reacționează datorită structurii interne și nu suportă eventual lovitura, dacă e prea mare, să spunem, eu suport. Adică am avut senzația de durere. Când mergeți pe o barcă, sunteți într-o barcă și vreți să vă deplasați de la mal, se împinge cu vâsla în mal și barca se deplasează de la mal. Care este fenomenul? Deci acționăm cu o forță asupra malului și malul reacționează asupra noastră. Și produce mișcarea sistemului în care ne aflăm noi, sistemul barcă-om. Deci este principiul acțiunii și reacțiunii. Dar atâta vreme cât cu forța cu care am împins eu în mal nu pot deforma, să spunem, malul, atunci reacția este dură datorită, spuneam mai devreme, lui Ro acela, nu? A, cum se cheamă Ro?
densității. Dacă în loc de mal ar fi, să spunem, un mal de plastilină, hai să zic așa, și aș fi împins în plastilina aceea, intra în plastilină și eu nu mă deplasez, da? Deci, sau dacă e un loc mlăștinos malul acela și am împins în acolo, nu se produce deplasarea mea. Intră, cum ai împinge cuțitul în brânză, să zicem așa, da? Brânza nu reacționează ca să împingă cuțitul înapoi. În concluzie, la întrebarea ta, cum putem privi corpul care înseamnă corpul calul de gimnastică, sub aspectul elastic sau plastic, răspundem că nu avem din perspectiva asta nimic de comentat, nici elastic nu este, nici plastic. Elastic ar fi însemnat să fi fost în forma în care am văzut trambulina când am făcut bătaia cu ea, s-a modificat ca poziție, ca dimensiune, așa, acolo, dar el a revenit înapoi. Nu elastic. Nici plastic. Că nu s-a modificat nimic în urma acțiunii cu o forță. Că ce spune? Forță deformatoare este aceea care, în urma acțiunii, corpul se schimbe fie dimensiunile, fie forma. Aici nu s-a schimbat nimic. Da? Deci la întrebarea ta să răspund, nu putem să-l categorisim după efectul unei forțe deformatoare. Că nu se produce deformarea. Poftim. Pentru a proteja acrobații la circ, se folosesc plastic. Ce proprietate trebuie să aibă aceste plastic și de ce? Iată frumoasă întrebare. Deci pentru, încă la citim. Pentru a proteja acrobații la circ, se folosesc plastic. Ce proprietate trebuie să aibă aceste plastic și de ce? Da. Ați văzut când se merge pe la, mă rog, la acrobația aceea, pe sârmă, da? Și ei își iau o bară în mână ca să poată să se echilibreze. E ca și cum s-ar agăța de ceva ca să poată așa. Iar când se întâmplă, că se întâmplă ca el să pice, trebuie neapărat să fie o plasă de desubt. Că dacă nu am avea o plasă, atunci s-ar produce deformarea asupra lui. Al omului. Urma loviturii cu pământul, cu... Și-ar fi plastică, să nu spuneți. Da. Și-ar fi plastică, n-ar fi elastică. Așa. Deci... Își pune în ghips. Așa. Se va de efectul de acolo nu se dorește. Noi vrem să-l avem și pentru acrobatul și pentru următoarea acrobații și mai departe. În concluzie, pentru ca aceste evenimente nedorite să nu se întâmple, se folosește acea plasă. Ce calitate are plasa respectivă? Ea, când îl preia pe acrobat, când îl preia, se deformează. Da? Atunci când cade, se produce o deformare asupra plasei respective, da? Și ea revine la formă. Când acrobatul a părăsit plasa, s-a amortizat căderea, că de asta se întâmplă, nu? S-a amortizat căderea și el a părăsit plasa, ea își revine. Deci este vorba de o deformare elastică la plase, da? Deci puteți să, la cutare, răspundem, plasa la acrobat, pentru plasa la acrobat, e vorba de o deformare elastică, da? Ce deformare suferă un ou când se lovește de sol dacă a fost lăsat să cadă de la o înălțime suficient de mare? Plastică. Un om? Un ou. Un ou? Cu siguranță. Sigur. Dacă nu iese cu... Și nici dacă îi dai drumul. Sigur că da. Deci, deformare plastică, da? Amin. Răspunsul. Cum trebuie să se comporte, elastic sau plastic, o minge de fălua pentru a putea fi folosită? Elastic. Nu? Elastic, plastic. Da, elastic. Dacă ar fi vorba de o deformare plastică, înseamnă că în momentul în care ar fi lovită, ea ar căpăta forma, gândiți-vă că ar fi ca o plastilină, ar căpăta forma în urma loviturii sau contactului cu pământul, și atunci rămâne acolo. Corect. N-ar mai sări.
Deci tot timpul, la, dacă am avea o finețe a percepției contactului, când mingea de fotbal, hai să zic, mingea de fotbal a ajuns în contact cu solul, ea are o formă ușoară. Închipuiți-vă la, la plasa aceea a plasa, cum am zis noi, acrobatului. Dacă ați privi o minge, așa am putea avea acea finețe de, în observație, ea are de formă și revin la loc. Deci simte un pic, revin la forma inițială și faptul că revin la forma inițială, o vedem tot timpul rotundă, sau dacă e vorba de rugby, forma aceea tot timpul se păstrează, este o deformare elastică. Da. Ce fel de deformare trebuie să sufere penița unui stilou în timp ce scrie cu el? Elastică. Hai să gândim cu atenție. Păi scriu cu elastică, nu? El revine imediat, adică nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Noi de fapt, autorul spune următorul lucru aici. Noi exercităm asupra peniții cu o anumită forță. Corect. Da? Dar dacă penița, ca urmare a forței care am acționat, ea ar avea o formă plastică, înseamnă că s-ar îndoie acolo și n-ar mai face, n-ar mai reveni la forma inițială ca să putem continua să facem caracter. Deci este o revenire, o deformare elastică, da? Este o deformare elastică, am spus bine. Dar vreau să vedem că este foarte greu să percepem această revenire cu ochiul liber. Însă în mintea noastră ne închipuim și înțelegem că așa este fenomenul, ăsta e fenomenul. Așa, dacă ați vrea să vedeți cum la apăsarea pe hârtie ea se ondulează și nu știu ce, nu e corect să vedeți așa, dar fenomenul trebuie să-l vedeți invers, în raport cu partea plastică. Că atunci, dacă este o formă plastică, n-ai putea scrie de-o. Da, o strici. Da, sigur. Gata? Ar fi bine ca hârtia să fie elastică. Hârtia? Da. De ce nu? Ia să vedem. Ia. Să devină, nu? Da. Să nu rămână așa. Să vă atâi, bani de bine. Să devină la testi. Deformat-o acum. Da? Ce-ai făcut? Ai rupt-o, nu? I-au deformat-o cu tot. Da, da. N-a revenit la forma inițială? Da. Iată, exemplu și mai bun. Da. Deci... De care este copii? Plastică sau elastică? Plastică, da. Sigur că da, nu-și mai revin la forma inițială. Am făcut un experiment la școală. Da. Și... De exemplu, ai la dispoziție un resort și un suport. Cum? Mai... Experiment. Ai la dispoziție un resort și un suport de care poți agăța resortul, discuri crestate, mase marcate și un clic suport pentru discurile crestate, o riglă. Agață de resort cârligul, suport și apoi pune pe aceasta discuri crestate. Resortul se deformează datorită greutății discurilor. Măsoară pentru fiecare caz deformarea, înregistrează rezultatele într-un tabel de forma. Asta am făcut la școală și după aceea zice constatări. La creșterea forței deformatoare, crește și deformarea. Raportul are aproximativ aceeași valoare pentru aceeași resort în toate măsurătorile. Dacă schimbăm resortul cu alt resort, se constată că raportul respectiv va fi tot constant, dar va avea altă valoare. Deformarea este direct proporțională cu forța deformatoare, legea deformării elastice. Raportul caracterizează corpul elastic. Constanta elastică a unui corp este forța pe deformarea produsă de forță. Forța pe? Deformarea produsă de forță. Deformarea produsă delta de... Delta. Da. Hai să mai citim partea asta, că nu ne-a fost clar. Deci vreau să înțelegem așa. Într-un limbaj al nostru,
Avem un resort, da? Un suport din care agățăm un câmp, de care agățăm un resort, da? De el n-am prins nicio greutate. La un moment dat, prindem o greutate și el se alungește, da? Cu rigla măsurăm cât s-a alungit. Punem o altă greutate și constatăm că o altă alungire s-a produs. Deci alungirile sunt într-o direct proporționale, am sentimentul, nu chiar direct proporționale, că la început alungirea este mai mare, iar pe măsură ce greu el se tot alungește, el opune o anumită rezistență și nu înseamnă că dacă am pus 50 de grame la început și am obținut o anumită alungire, pe urmă, dacă pun 100, alungirea nu-i dublă. Da. Deci alungirea nu-i dublă. Sau dacă pun 150, alungirea nu-i triplă. Nu. Ea este în funcție de un coeficient al ei, al rezistenței pe care o pune resortul respectiv. Cert este că ați văzut voi acolo foarte des, există acel cântar. Acum vine în minte cântarul de mână. Pe care la țară îl foloseau deseori. Dar era o cântărire aproximativă, că el se bazea pe acel resort. Iar gradația de acolo era în funcție de coeficientul acela de elasticitate al resortului. Însă, în timp, datorită faptului că se tot solicita, el își pierdea din proprietățile acelea pe care le avea la început. Și atunci, într-o astfel de situație, cântarul acela cu resort, cântar de mână, cum spuneau la țară, nu mai are precizia celui electronic, să zic. Da? Deci, vedeți, aici autorul vorbește de cântarul de mână, ca să ne înțelegem ca și obiect, și citește mai departe, spunând așa. Vedeți ce spune acolo. Constanta elastică a unui corp este... Nu. Mai din urmă ea... Constatări? Acolo. Da. La creșterea forței deformatoare, crește și deformarea. Stop. La creșterea forței deformatoare, deci la greutatea care o agați, crește și efectul acțiunii, adică deformarea. Arcul se alungește, da? Se alungește. Raportul are aproximativ aceeași valoare pentru aceeași... Care raport? Forța pe delta F. Nu, dar n-ai terminat de citit aici, ai început să mai în partea de sus. Păi asta e. Sau mai facem de zice ce facem? Ia citește de acolo. Hai să mă reiau la un grad. Ai la dispoziție. Vedeți? Stop. Ce vă invit eu cu ocazia asta? Vă invit la ceea ce înseamnă efortul de a face ordine în minte, să înțelegem bine lucrurile. Nu graba de a termina este lucrul cel mai important. Că dacă ești urmărit doar de... E ca la rugăciune. Hai să spun așa. Ca la rugăciune. Dacă te gândești să termin rugăciunea cât mai repede, trâncă-ne acolo așa și să trebuie gândul în altă parte și te-ai făcut, mai făcut rugăciunea. Dar dacă trebuie să urmărești fiecare cuvânt în parte, să vezi, înțeles, să trăiești, să interiorizezi cuvintele acelea, apoi trebuie să o faci rar, să fii cu mintea acolo și ori de câte ori se întâmplă ca mintea să-ți plece în altă parte, să poți reveni, ca să poți lega lucrurile. Așa facem și aici, Miruna, da? Deci, citește din nou, pentru mine nu mi-e clar încă. Ai la dispoziție un resort și un suport de care poți agăsa resortul. Așa, deci, de bucata asta am un cârlig acolo și agăți acum resort. Am înțeles. Discuri crestate și un cârlig suport pentru discurile crestate. O riclă. Așa, discuri crestate. Cred că este vorba de greutăți. Greutăți, da. Și o riglă care se am așa, bun. Agață de resort cârligul, suport și apoi pune pe acesta discuri crestate. Resortul se deformează datorită greutății discurilor. Măsoară pentru fiecare caz deformarea, delta L egal cu L minus L0,
înregistrează rezultatele. Adică vezi măsoara lungirea, nu? Pentru fiecare greutate în parte, da? Bun, am înțeles. Și ne spune că L0 este lungimea resortului nedeformat, M egal cu măsura totală a discurilor, F egal cu forța deformatoare, L egal cu lungimea resortului deformat și delta R egal cu deformare. Delta? L. L, da. Constantă L. La creșterea forței... Deci hai să scriu și eu. Spune, dictează-mi tot și zicem așa. S-a notat cu cine? L0, lungimea resortului deformat. L0, lungimea resort nedeformat. Da. M egal cu masa totală a discurilor. Masa totală a discurilor. Da. F egal cu F mare, egal cu forța deformatoarelor. Forța deformatoare. Da. L egal cu lungimea resortului deformat. El lungimea. Pe nimic? Nu, lungimea. El 0 a fost cea inițială. Lungimea inițial și el după ce am găsit greutăți. Lungimea resortului deformat. Și delta L. Delta L este deformat. Este L minus L0, nu? Da. Așa trebuie să fie. Delta L, adică diferența. L minus L0. L0, da. L minus L0. Și egal cu deformat. Și egal cu? Deformat. Deformat. La agățare, nu se întâmplă ca el să deformeze. Se deformează și ca diametrul resortul, pentru că alungirea aceea presupune consumarea, să spunem, a tuturor. Este un echilibru între dimensiunile acelea. Se lungește, dar un pic și din diametru se mișorează. Trebuie să înțelegem așa. Bine? Constatări. La creșterea forței deformatoare, crește și deformarea. Deci când forța deformatoare acționată asupra resortului, crește și deformarea. Adică L minus L0 este din ce mai mare. L0 rămâne tot timpul același. Cine se modifică? Lungimea resortului se modifică. Deformarea. Așa. Deformarea este L minus L0. Bun. Raportul dintre forța deformatoare pe deformarea produsă de forță. Cum? Raportul dintre F pe delta L. F supra delta L. Delta L. Foarte important. În care F este forța deformatoare, iar delta L este deformarea produsă de forță. Așa. Are aproximativ aceeași valoare pentru același resort. Este aproximativ. Așa zicem. Este aproximativ. Aceeași pentru fiecare resort. Este o caracteristică a resortului, da? Este aceeași pentru fiecare resort. Aproximativ. Sau a zis, aproximativ aceeași, da? Este aproximativ aceeași pentru fiecare resort. Caracteristica, nu știu zic eu, caracteristică a resortului. Ei, când noi măsuram acolo greutățile acelea și spuneam cu cântarul acela de mână, ce făceam practic? Mezam pe faptul caracteristica resortului este aceeași specifică resortului folosit în cântar și vedeam delta L. Când citeam pe gradație, era vorba de o alungire. Și raportul fiind o caracteristică a resortului respectiv, măsuram forța. De fapt, noi pe grila aceea, pe grila aceea în care cursorul se plimba,
nu citeam altceva decât cantitatea sau, dacă vreți, masa corpului. Citeam pe M, în final. Forța deformatoare, F egal cu cine? M ori G. M ori G. Masa. Și atunci G-ul este constanta știuții, aflam care este masa corpului respectiv. Da? Asta trebuie să înțelegem ca fenomen. Da. Dacă schimbăm resortul cu un alt resort, se constată că raportul respectiv va fi tot constant, dar va avea o altă valoare. Super! Foarte interesant. Vă zic că alt resort, raportul ăsta F pe delta M, e o altă valoare. Deci nu putem folosi acolo, în interior, un resort foarte rigid, gros, în fibră, ci unul care să măsoare cât mai apropiat masa. Deci un anumit resort cu niște caracteristici specifice. Dacă folosim un alt resort cu alte calitate, nu mai reușim să găsim masa respectivă. Poftim! Concluzie. Deformarea este direct proporțională cu forța deformatoare. Legea deformării. Deci deformarea, care la noi cine este? Delta L. Este direct proporțională cu cine? Cu forța deformatoare. Cu forța deformatoare, da. Raportul forță pe delta L caracterizează corpul elastic. Deci raportul forță pe delta L caracterizează cine? Forța? Caracterizează corpul elastic. Corpul elastic, da. Caracteristica corpului elastic, da? Caracteristica a corpului elastic. Deci nu putem vorbi de caracteristică, de caracteristica elastică a plastilinii. Corect. Numai asupra corpurilor elastice. Da. Constanta elastică a unui corp este. Constanta elastică este egală cu forța pe delta L. Așa. Deci constanta elastică aici. Constanta elastică este... Cu ce se notează constanta? Kappa mic. Kappa mic. Deci kappa asta. Constanta elastică. Constanta elastică. Deci constanta elastică, acest kappa, este delta. Deci fiecare resort are o constantă a lui specifică, da? Constanta elastică, delta F pe delta L, da. Ecuația unității de măsură pentru constanta elastică este. Este egală cu un newton pe măsură. Păi constanta K este forța cu cine se măsoară, cu newton. Supra delta L, măsura, dacă e vorba de lungime, acolo la resortul folosit acolo a fost de alungirea lui, nu? Deci raportul dintre forța deformatoare și deformația, unitatea de măsură pentru deformații. Dacă unitatea de măsură aici a fost pentru lungime, atunci e metru. Uh-huh. Newton pe metru. Da? Constanta elastică este o caracteristică a fiecărui corp elastic, nu a substanței din care este acesta alcătuit. Oho, aici stăm și analizăm. Deci constanta elastică este o altă caracteristică interesantă a corpurilor elastice. Nu o substanță din care este acesta alcătuit. Și nu este o caracteristică a substanței, a oțelului acela din care este făcut, ci a proprietății aceștia de a-și reveni la forma inițială, da? Da? Asta este spus. Deci sunt lucruri diferite. Dacă ne gândim la densitate, e un lucru, e alt lucru, iar caracteristica elastică a corpului, caracteristica asta elastică, este o altă, să spunem, o altă caracteristică, nu știu ce cuvânt să spun aici, care este specifică corpurilor elastice. Și nu e vorba de densitate. Da. S-a terminat acolo, da? Hai să oprim. Tu ai terminat fizică? Da. Ai terminat?